Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc din suflet că sunteți un număr atât de mare în această seară alături de noi la un eveniment de o importanță covârșitoare, aș spune, și nu mă feresc de cuvinte mari, pentru că astăzi noi, hai să spunem, celebrăm luni 2 aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Știm astăzi și vom vorbi pe parcursul întâlnirii noastre că a fost și un marș pentru autism. Evenimentul din această seară pe care noi l-am organizat, noi Cultura Herald, l-am organizat aici și mulțumim gazdelor noastre Cărturești Energia, Cărturești Verona. Evenimentul Autism între mit și realitate, cum spuneam, evenimentul organizat de către Editura Herald. Vom vorbi despre tot ceea ce înseamnă și sunt convins că vom atinge toate aceste puncte sensibile în privința autismului, pentru că trebuie să tragem, să spunem, un semnal de alarmă. Și fiind vorba despre Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, normal că și opinia publică, publicul larg și mai ales autoritățile, pentru că vom intra și în zona legislativă, trebuie să le informăm cu privire la ceea ce înseamnă autismul, tulburarea de spectru autism. Cu acest prilej, cu această ocazie, acest eveniment, vom lansa și cartea Tulburarea de spectru autism, pe care dumneavoastră o vedeți în picioare pe măsuță. Tulburarea de spectru autism, ghidul complet pentru înțelegerea autismului, de Chantal Cécile Chira, publicată în colecția Parentaj la Editura Herald. Pe scurt, am să prezint invitații noștri din această seară și le mulțumim asociațiilor, ONG-urilor care au reușit să ajungă alături de noi. Un invitat special și drag nouă, doamna Manuela Hrăbor, actrița Manuela Hrăbor. Voi începe, după ce voi anunța invitații, voi începe cu dânsa, pentru că nu poate să stea alături de noi prea mult timp. Cum spuneam, deci Manuela Hrăbor, actriță, Daniela Bololoi, psiholog, psihoterapeut, fondator și președinte al asociației HelpNet, Help Autism, cer scuze, emoțiile sunt așa, Help Autism, Marius Teodor Zamfir, a mai fost cu noi, alături de noi, când am lansat cartea la Târgul de Carte Gaudeamus, psiholog, expert în psihologie clinică și psihologie judiciară, coordonator al Centrului Sfântul Mihail pentru copii cu autism, Centrul de Recuperare Sfântul Mihail. Colega mea, alături de mine, Gabriela Denis, coordonator al colecției Parentaj și care aș putea spune că s-a plecat foarte mult asupra acestei cărți pe care o avem în față, Tulburarea de spectru autism. Aș începe cu doamna Manuela Hrăbor să ne prezinte puțin, hai să spunem, din experiența personală. Și știu foarte bine că este o persoană foarte, foarte activă, dacă e să luăm din punct de vedere civic, problematica autismului, să ne prezinte puțin din experiența personală. Bună seara, în primul rând. Mă rog, mă ajut că e camera mică, dar nu poate pentru camere e necesar să... Merge, merge. Merge? Da. Bună seara, mă bucur să fiu aici. Mă bucur că, cel puțin din punctul meu de vedere, de-abia după niște 20 și ceva de ani, apare o carte în care și un părinte poate, la un moment dat, în decurs de 10 în câteva luni, poate să-și diagnosticheze copilul singur, pentru că este scris pe înțelesul tuturor.
Băiatul meu, Andrei, i-am primit 27 de ani și nu vă țin foarte mult să vă povestesc ce se întâmpla acum 27 de ani. Știm cu toții, ne-a luat vreo 5 ani să fie diagnosticat, nu se știa nici măcar la nivel medical foarte multe. Mă rog, a trecut asta, nu mai contează, suntem oricum foarte departe de nivelul anului 1995, când el a fost diagnosticat la 5 ani. Nu am ajuns acolo unde trebuie, unde merităm, dacă e să ne raportăm cu restul lumii civilizate. Din punctul meu de vedere, nu ne găsim nici măcar în Europa, nici pe harta întregii lumi, în ceea ce privește problematica autismului. Eu am propus ca această carte să fie trimisă de urgență la cabinetul primului ministru pentru a avea măcar 24 de ore de a o răsfoi, pentru că miercuri împreună cu Daniela și cu alți reprezentanți ai unor ONG-uri și asociații vom avea o întâlnire cu primul ministru Dăncilă și cu membrii cabinetului dumneai, respectiv, sper, ministra învățământului, a sănătății, ministrul sănătății, nu ministrul învățământului, domnul, domnul ministra sănătății, domnul ministru de finanțe, și a da un scop să-i supună un mic test dacă au răspuit și dacă au înțeles ceva din ce înseamnă acest sindrom. Rămâne să vedem dacă într-adevăr au performat așa cum au promis în urmă cu o lună și jumătate la cererile noastre. Și nu mă țin foarte mult cu experiența mea, pentru că e public tot ce am spus, există pe net, apropo de istoria mea împreună cu Andrei, nu mă mai repet. Eu sper ca lucrul ăsta să fie un început prin a îi face pe cei din afara noastră, dincolo de familiile noastre, dincolo de medici specialiști, dincolo de terapeuți, de la oameni normali din societatea civilă până la membrii guvernului, să înțeleagă de fapt despre ce e vorba cu acest sindrom și ce se poate face și că nu sunt niște cazuri pierdute în totalitate. Și că avem și noi un drept, atâta vreme cât suntem cetățenii acestei țări, copiii noștri sunt la fel cetățeni acestei țări, chiar dacă unii dintre ei nu au drept de vot, dar părinții plătesc taxe și drept care cred că ar trebui să beneficiem și noi măcar de o parte din taxele pe care le vinăm la stat. Putem să mai continuăm discuția, să mai punctăm altceva, dar cred că asta a fost în sufletul meu de ceva vreme. Da, mai am eu o întrebare. Mi-am notat aici, o să citesc un pic din Chantal Sisic-Pirat, din carte. Ne-am preocupat de cei diagnosticați cu TSA, deci pe scurt TSA înseamnă tulburare de spectru autist, dar afectată este întreaga familie. Lucrurile se schimbă cu desăvârșire în întreaga familie. Așa cum descrie Chantal Sisic-Pirat în cartea Tulburarea de spectru autist. Există pentru părinții care primesc vestea diagnosticului de TSA pentru copiilor un ghid centralizat de servicii la care pot avea acces? Mă refer acum la situația României, pentru că ea se explică foarte clar ce sistem educațional și ce sistem de protecție socială este în Statele Unite, dacă la noi există programe educaționale, grupuri de sprijin, consiliere psihoterapeutică în cadrul acestor ONG-uri, asociații cu care probabil la un moment dat ați interacționat. Există doar la nivelul acestor asociații, cum aici lângă mine e Help Autist, dar dacă e să vorbim la nivelul țării și la nivelul statului, aceste terapii nu există. Nu există pentru că nu sunt oameni formați care să activeze în domeniul terapeutic, nu există pentru că nu este de contact de stat absolut nimic. Răspunsul este nu, de la un cap la altul. Tocmai de asta noi suntem o cantitate neglijabilă, ca și când acești copii sau adolescenți sau adulți n-ar exista. Dacă în Constituție spune că orice om are dreptul la spitalizare și la îngrijire medicală și la medicamente gratuite, în ceea ce privesc copiii noștri, terapia este cea care ține loc cu multe cazuri și a medicației, și a spitalizării, și a... drept care noi, pentru noi nu se respectă lege. Punct. Mulțumesc. Aș vrea să mai amintesc faptul că alături de noi mai este doamna Diana Zamfir,
președinte la Evolution Center, psihoterapeut și psiholog. Deci atât vorbim despre asociațiile care sunt alături de noi. De la IPA, Monica Munteanu, psiholog inițial și fondator a IPA, este Asociația pentru Intervenție Precoce în Autism, împreună cu Ioana Doda, psiholog și voluntar a IPA. Și de la AITA este Asociația pentru Intervenție Terapeutică în Autism, Daniela Gabancar, psiholog, președinte AITA, analist comportamental, iar de la Puzzle România, o altă asociație care se preocupă de autism, Mihaela Stan, președinte al acestei asociații, fondator și de asemenea psiholog. Înainte de a merge mai departe cu întrebările pentru invitații noștri, aș vrea să o rog foarte pe scurt pe colega mea, Gabriela Denis, să ne vorbească puțin despre ceea ce înseamnă colecția Parentaj, în care apar aceste cărți minunate. Noi avem autori consacrați pe care i-am tradus și i-am publicat și ea o să vă amintească câteva nume. Gabi? Mulțumesc! Pare bine că este atât de multă lume aici, înseamnă că acesta este un subiect cu adevărat de interes pentru foarte mulți oameni și am ales până la urmă această carte să facă parte din colecția noastră de parentaj, care, așa cum știți, este o colecție în general dedicată publicului neurotipic, să spun așa. Noi nu abordăm neapărat subiecte foarte specializate. Tocmai pentru că am citit și noi și am constatat că, la nivel mondial, autismul reprezintă din ce în ce mai mult o problemă de masă și nu mai vorbim doar despre niște cazuri care, nu știu, pe care auzim la televizor sau din când în când o poveste în ziar. Avem cu toții în familie sau între prieteni, din păcate, copiii diagnosticați cu autism. Auzim foarte mult tot mai mulți părinți tineri care cer sfaturi, cer informații legate de un posibil diagnostic, care nu știu neapărat nici definiția acestei tulburări de spectru autist, nici unde să se adreseze pentru informații. Și am decis să introducem această carte în colecția noastră, alături de alte titluri dedicate, în special, părinților cu copii obișnuiți. Colecția, în schimb, pornind de la această idee, se va deschide mai mult către astfel de subiecte mai speciale. Vrem să abordăm inclusiv problema copilului cu ADHD, separarea, pierderea ca situație specială în viața unui copil și a părinților. Pentru o prezentare generală a colecției, bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră știți că noi am început cu titlurile lui Michael Thompson, Crescându-l pe Cain și Prieten bun, dușman aplici, după care ne-am hotărât să aducem în continuare astfel de autori foarte cunoscuți, autori renumiți, cum sunt Daniel Siegel, cu Parentaj în sprijin inteligent, Alice Miller, cu cărți, zicem, de o mare sensibilitate, dar și foarte tulburătoare pentru părinți, cum este pentru binele tău. Toate aceste cărți ne-au făcut prezenți în viața părinților din România și mulțumim foarte mult pentru susținerea dumneavoastră și pentru faptul că ați cumpărat aceste cărți în număr mare, lucru care ne permite să publicăm în continuare și să organizăm evenimente inclusiv pentru subiecte mai puțin căutate, cum este acesta la autismul, în față de subiectele generaliste. În colecția noastră, ca misiune, avem parentajul conștient, sau cu alte cuvinte să-i facem pe părinți conștienți de faptul că în momentul în care creștem un copil, de fapt în toată această perioadă în care noi ne dedicăm viața unor copii, nu îi creștem numai pe ei, ci în primul rând dorim să ne creștem pe noi, este nevoie să ne creștem pe noi ca părinți, să devenim cu adevărat maturi, echilibrați emoțional și să avem discernământ, pentru că în relația cu copiii noștri se trezesc de fapt cele mai multe dificultăți în noi înșine și ne confruntăm cu cele mai multe probleme nerezolvate în propria noastră copilărie, care ne invadează emoțional și ne fac să reacționăm așa cum n-am reacționat niciodată, probabil cu niciun alt
adult, devenim furioși, devenim agresivi, devenim irresponsabili, nu ne ținem de cuvânt. Cred că cel mai mult ne dezamăgim copiii în viața noastră și este momentul, la un moment dat, în viața unei societăți, să luăm o decizie aceea de a ne crește copiii bine, de a ne crește copiii frumos, de a deveni noi responsabili pentru modul în care ei vor crește emoțional, în primul rând. Să le oferim acea educație emoțională, acel echilibru emoțional, pe care, din păcate, școala, instituțiile și mediul social nu îl pot oferi. Nu avem în școală o educație, o psihoeducație, o educație emoțională, nu avem în școală, nu știu, un curs specializat în care să-i se spună copilului ce înseamnă emoțiile sau cum ar trebui el să reacționeze în fața unui val de emoție cum este furia, pe care cu greu ne controlăm chiar noi înșine. Toate aceste cărți din colecția de parentaj asta vor să facă. Colecția noastră este dedicată în primul rând acestei educații emoționale și creșterii părinților. Mulțumesc! Spus destul de mult și... Și zic eu concis. Aceeași întrebare o să pentru tehnica ne face figură, pentru doamna Daniela Paului. Aici avem un videoproiector și el se va derula pe măsură ce vom discuta. Sunt câteva fotografii primite de la asociații în care vedem, bineînțeles, activitățile cu copiii, cu autism și noi le vom explica. Foarte pe scurt, Daniela Poroloi, experiența, tot așa, experiența personală, pentru că noi am fost împreună la o emisiune la Zeta Mihaela Dedoglu, la Radio RFI, în care a explicat exact care a fost momentul culminant, de clicul, povestea lui Mălin, diagnosticarea și tot parcursul de acolo. Seara. În această seară am și plăcerea să fiu asistată de băieții lumea, este aici direct în față, în primul rând. Mi-a salutat, este ocupat, de făcut un joculeț. Eu aș începe prin a vă spune că aspectul pe care îl mărturisesc lui Mălin destul de des, că mă consider o mamă norocoasă, că am avut șansa să-l aduc pe lume și că absolut tot ceea ce sunt în acest moment, atât din punct de vedere profesional, din punct de vedere personal ca mamă, din punct de vedere a șansei pe care am avut-o să pot ajuta de nou copii, o datorez integral. Dacă el nu apărea, eu probabil eram care lucra într-o corporație, care avea un program de 12 ore, 10 ore pe zi, care nu știa ce înseamnă conceptul de timp de calitate, care nu știa ce înseamnă să muncești pentru... Specialist în marketing psiholog. Exact, eram specialist în marketing și nu psiholog, care nu cunoștea foarte multe din ce știe astăzi. De aceea, pornind și mai din timpuri, mai de demult, încă de când decizia să dăm naștere unui copil, decizia ne aparține nouă ca și părinți de a da naștere unui copil. Însă, ghinionul este că atunci când copilul nostru vine pe lume, din păcate, nu beneficiază de instrucțiuni de folosință. Și ne trezim în fața unei mari provocări. Noi, ca și părinți ai copiilor cu autism, suntem supuși la dublu la provocare, ca să spun așa, pentru că, din păcate, dacă un părinte al unui copil neurotipic, orice zâmbet, orice îmbrățișare este ceva ce este cuvine, pentru că a luat decizia de a deveni părinte, nu se cuvine nimic. Nici măcar să fim îmbrățișați, nici măcar să ne se spună mama, nici măcar să arate cu degetul. Nu mai vorbim de te iubesc. Mi-aduc aminte la începuturile terapiei lui Mălin, atunci când am învățat programul intitulat Spune, de câte ori auzea cuvântul Spune, repeta ceea ce auzea fără să înțeleagă, eram obsedată de a-l pune să repete cuvântul te iubesc. Și de câte ori eram doar eu cu el, îl puneam să spună doar te iubesc, nimic altceva. Nu repetam animale, nu repetam nimic din ce învățat decât te iubesc.
Teama mea cea mai mare era că niciodată nu se poate să mă privească în ochi și să-mi spună că mă iubește. Acum sunt foarte emoționată și el din nou nu are nicio emoție. Cu multă muncă am reușit într-o zi, nu mai știu cât, că făceam terapie de vreo 2 ani, să-mi spună pur și simplu așa, fără niciun motiv și fără să fie promptat că mă iubește. Am considerat-o cea mai minunată zi din viața mea, mult mai minunată decât ziua în care l-am născut. Fac o pauză ca să oprească telefonul. A fost un traseu lung. Pentru noi, părinții cu autism, traseul acesta are un început, întotdeauna definit de un diagnostic și de un plan de intervenție, însă niciodată nu știm când el se va termina. În toți acești ani, pentru că m-am străduit foarte tare și am înțeles foarte rapid că ceea ce am de făcut este să privesc în interiorul meu și să văd eu ce pot schimba la mine, astfel încât copilul meu să poată să ajungă la un rezultat foarte bun. Pentru că dacă noi ca părinți ne experimentăm în schimbare, nu ne aplicăm asupra noastră, nu înțelegem cât de important este pentru copiii noștri timpul de calitate petrecut cu ei, cât de important este să-i apreciem, să fim în nevoia lor, indiferent cum sunt, îi pierdem. Și din păcate am prieteni foarte mulți care au copii de vârstă cum Alin, care sunt disperați în acest moment și nu știu ce să facă cu copiii și unde să-i ducă, vor să-i repare, să-i trimită la psiholog. Copiii s-au născut sănătoși, însă viața pe care o ducem, agitația, programul și exact cum spuneai, din păcate, neatenția la toate aceste aspecte, îi duc pe părinți în punctul de a-și pierde copiii, fără ca ei să se fi născut cu vreo problemă. Noi trăim invers. Și pentru noi fiecare minut, fiecare clipă petrecută este privită și trăită la o altă intensitate și privită cu alt ochi. Așa că eu ce mi-am propus pentru acest an este să încerc să devin o parte din ceea ce este băiețelul meu, pentru că băiețelul meu studiază japoneză la 10 ani, studiază chimie, citește o carte pe săptămână, mi-ar plăcea tare mult să pot să fac și toate astea, nu am nici curajul să încep. Vorbește extrem de bine engleză și cam face tot ceea ce îi place cu o pasiune incredibilă. Mi-ar plăcea să repet să pot să devin ca ea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Teodor Zanfir, tot așa să ne împărtășească din experiența de la Centrul de Recuperare a Copilor cu Autism Sfântul Mihail și vin cu o soi de întrebare anexă. Sistemul de protecție socială și sistemul educațional descrise în carte de Chantal Cécile Chira impresionează prin gradul de organizare și resursele umane și financiare antrenate de către Statele Unite, bineînțeles, pentru a gestiona fenomenul autismului. Care este realitatea din România? Pentru că tot ceea ce scrie Chantal Cécile Chira și ceea ce funcționează, bineînțeles, acolo, este foarte util, însă revenirea la realitatea românească pare foarte, foarte frustrantă când ne lovim zi de zi de tot felul de piedici, de tot felul de obstacole, de hățișurile administrative și așa mai departe. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru publicarea acestei cărți. Pentru mine a fost o mare onoare să o citesc chiar printre primii. Am citit-o chiar de la lansarea Gaudeamus, deci acum câteva luni bune. Și pot spune, cu toate că am citit aproape toată literatura de specialitate legată de natura de spectru autist, aceasta mi s-a părut o sinteză a tuturor cărților de acolo, foarte multe resurse, foarte multe... Și cred că în momentul ăsta orice părinte ar lua cartea aceasta, măcar ar ști de unde să apuce natura de spectru autist și ce ar trebui să fac. Legat de legislație, știu că nu suntem perfecți, dar trebuie să ne gândim în primul rând că suntem în urma Statelor Unite, dacă dăm exemplu de acolo. Există bancul acela din Apocalipsa, toată lumea vine în România. De ce? Că sunt 50 de ani în urmă. Cam așa se întâmplă și aici. Suntem cu niște ani, mulți în urmă, dar din punctul meu de vedere, eu cred că la nivelul lor, noi suntem un pic peste
pentru că avem acești ani în urmă, dar la nivelul la care erau ei, sunt în punctul în care ne aflăm noi acum, cred că noi suntem peste. Suntem printre puținele țări care avem o lege a autismului. Nu e funcțională, dar avem o lege a autismului. Dacă găsim niște resurse bune, putem să o punem în aplicare. Pe lângă asta, avem iarăși o mare problemă, și asta e o problemă noastră generală a românilor, nu știm să fim uniți. De pildă, mă bucur pentru colegele mele că insistă de ani de zile să meargă la minister, dar în general sunt cam aceleași persoane. Ar trebui să fim mult mai uniți, mult mai multe ONG-uri. Gândiți-vă că din datele neoficiale, copii cu tulburări de spectru autist, persoane cu tulburări de spectru autist în țară avem undeva între 15 și 30 de mii. Deci dacă ar veni măcar 1% din reprezentanții acestor persoane, am putea să facem alte presiuni. De pildă avem un HG 1251 din 2005, prin care noi putem înființa clase și clase la nivel de 4-6 maxim copii în școlile de masă, în școlile speciale, în grădinițe, în foarte multe instituții. Sunt legi care, din păcate, multe lume nu știe, ele nu se pun în aplicare, e o lege foarte bună. Noi, din fericire, am funcționat într-un parteneriat cu Ministerul Educației pe baza acestei legi și am avut grupe clase în școlile de masă și vă spuneam că nu suntem uniți. De multe ori am avut reticența aceasta și am avut o rezistență destul de mare chiar din partea părinților când voiam să iau. Vreo 3 ani de zile am insistat să înființez un învățământ special pentru copiii cu autism. Pentru că, de pildă, avem persoane cu tulburări tulburări senzoriale de vedere, de auz. Da? Sunt undeva sub 5.000 ca număr și avem un învățământ special pentru aceste tipuri de deficiențe. Dar pentru autism, unde mergem chiar spre 30.000, nu avem un învățământ special. Majoritatea părinților care aveau reticențe erau părinți care își recuperaseră copiii până la un anumit nivel și nu voiau segregarea lor, izolarea lor într-o școală specială. Nici eu nu m-am gândit niciodată la segregarea acestor copii, dar fiecare copil are dreptul la educație. Sunt părinți care își permit să facă terapie, părinți care nu își permit să facă terapie. Mie, dacă nu-mi place sistemul de învățământ de masă pentru copiii mei, mă duc în sistemul privat, dacă îmi permite financiar lucrul acesta. Dar orice persoană, orice copil are dreptul la un sistem de educație și trebuie să plece de undeva. Da? Deci dacă s-ar crea o clasă de pildă într-o școală de masă, clasă pentru copii cu autism, 4, maxim 6 copii, așa spune legea, așa spune acest 1251, acest HG, care este în vigoare. Da? Copiii, dacă ajung la un anumit nivel de integrare, e foarte ușor să-l mutăm de la clasa X la clasa copii de masă. Da? Dar pentru asta trebuie să avem o unitate, trebuie să avem voință politică, în primul rând, și trebuie să fim noi mai uniți. De pildă, eu am creat o structură bazată pe această lege, bazată pe însoțitorul personal, pentru care 90% din cazuri este mama, este părintele, da? Și dacă ar mai contribui și un ONG acolo, am putea să folosim aceste resurse foarte funcțional pentru acești copii și în felul acesta orice copil să aibă o șansă. Pentru că cunosc foarte multe cazuri care nu și-au permis terapie și copiii au rămas la nivelul de început. Da? Cu toate că și acei copii aveau o șansă. Ceea ce aș mai vrea să discut în clipa de față este această formă nouă de autism virtual și mă bucur că astăzi am reușit și noi să finalizăm și să dăm în mass media primul studiu publicat legat de acest autism virtual. Este acest autism creat de consumul excesiv de medii virtuale în perioada 0-2 ani. Vorbim excesiv, vorbim de peste 4-6 ore pe zi la un copil sub 2 ani. Aparent este o tulburare de spectru autist, pentru că sunt comportamente similare în tulburarea de spectru autist și îmi pare rău că n-a funcționat calculatorul să vedeți un copilaj, avem un filmat un copilaj longitudinal cu comportamente identice, cine vrea poate să intre pe pagina de Facebook Stop Autism Virtual și să intre în secțiunea video, este un videoclip acolo cu un copilaj cu elemente clare de autism. Numai că după doar 8 ședințe de terapie și o lună și jumătate de la eliminarea acestor medii virtuale, copilul deja este un copil aproape funcțional, în 4 luni de zile termină terapia și este un copil integrat, este un copil care este acum foarte bine. De ce mă sperie lucrul acesta? Pentru că în studiul
Noi am cules date despre acest autism virtual începând cu anul 2012, până în anul 2017. În anul 2012 plecăm cu o incidență de 37% a copiilor diagnosticați cu autism care aveau în istoric anamnestic acest consum excesiv de mediu virtual, vă spuneam peste 4-6 ore pe zi în perioada 0-2 ani. Și în 2017 ajungem la 97% din copiii cu autism diagnosticați în centrul nostru și vorba de 34 de copii, deci 33 din aceștia stătuseră peste 4-6 ore pe zi în mediu virtual. De când, apropo de minister, de 2 ani de zile mă chinui să bag acest client pe care noi l-am plimbat cu banii noștri în pachetul bebelușului și am nevoie doar de logistica Ministerului Sănătății ca acest client să ajungă pentru a putea preveni astfel de cazuri. Încă nu am reușit, sper, am toate premizele în ultimul timp să cred că va putea ajunge. Tulburarea de spectru autist, cu toții știm că nu este o boală, este o tulburare pervazivă de dezvoltare, de natură neurobiologică, legată mai ales de o structură de neuroconectivitate diferită. Sunt zone din creier în care există prea multe legături neuronale și zone din creier în care există prea puțin legături neuronale. De asta trebuie să ne gândim, am avut o reticență iarăși când am lansat campania, foarte mulți părinți au venit și au spus, nu e adevărat, copilul meu nu s-a uitat la televizor. Cum vă spuneam, noi evaluăm, ne fiind o boală, ne putem face o analiză genetică de sânge, noi facem doar o observație clinică, toate testele care evaluează autismul sunt pe baza observației clinice, dacă există sau nu există niște comportamente. Trebuie să înțelegem că aceste comportamente care sunt specifice tulburării de spectru autist pot avea cauze diferite de multe ori și, în general, sunt cauze multiple, nu este o singură cauză. Dar de cele mai multe ori pot fi chiar cauze diferite. Să mai menționăm și faptul că, din completarea celor spuse de tine, în cazul tulburări de spectru autist și vorbim de sindromul Asperger și de autismul nefuncțional, sunt cauze genetice în proporție de 90% și doar 10% de mediu, pe când în cazul autismului virtual lucrurile, bineînțeles, proporția se schimbă, pentru că vorbim de copii care folosesc în mod excesiv tabletă, telefon, televizor și alte gadget-uri care le distrag atenția și... Orice tulburare de spectru autist are la bază această predispoziție, cum numesc eu, e o predispoziție genetică și există chiar un studiu din 2006 care arată că poate și eu și dumneavoastră am avut această predispoziție genetică, numai că nu s-au întrunit factorii epigenetici, factorii de mediu care se declanșează de această tulburare. Chiar de curând aș vrea să vă povestesc că am avut două cazuri din două județe diferite, Tulcea și Suceava. Părinții unui copil de 6 luni m-au sunat să-mi spună că la 4 luni au băgat diversificarea copilului, au văzut că stă copilul mai cu minte dacă îi pun o tabletă în față, fără să-și dea seama, l-au lăsat undeva între 4-6 ore pe zi. La 6 luni și-au dat seama copilul lor parcă nu mai aude, nu mai avea reacție la stimuli înconjurători, parcă nu mai auzea vocea mamei, nu mai era atras de părinți. Și au dat seama că ceva este în regulă, au început să cerceteze, au dat de pagina de Facebook sau autism virtual, au eliminat acest consum de mediu virtual și copilașul a început să deja să revină, să spunem așa, în lumea noastră și mă întrebau dacă și cum sunt afectat. În principiu le-am spus că n-am avut niciodată copii atât de mici, dar având în vedere plasticitatea creierului la această vârstă și cantitatea de timp, nu au rămas asta decât 2 luni, ar trebui să nu fie atât de afectat. Dar cum vă spuneam, și aici ar trebui făcute chiar și de celelalte ONG-uri niște date statistice. Eu de un an de zile am rugat inclusiv Spitalul Obregea să creeze o întrebare în chestionarul de evaluare anamnestică, pentru că eu personal m-am spus mă lovesc numai de astfel de cazuri. Dacă întreb părintele, vorbesc de copii sub 5 ani, peste 5 ani, scuze. Deci copiii care au, în general, maxim 5 ani de zile, au ca trigger, ca factor declanșator, cumulat cu predispoziție genetică și cu alți factori. Pentru că, de fapt, acest autism virtual este o privare senzorio-motorie și mai ales socio-afectivă. Când uiți copilul și aveam părinți care mă certam că lăsau peste 10 ore pe zi un copil de un an și ceva, îmi spuneam, dar nici măcar nu e perioada de veche, când copilul doarme 16-17 ore pe zi acum, spune-mi, eu lăsam 10 ore pe zi în fața televizorului. Vă dați seama ce privare senzorio-motorie și mai ales socio-afectivă. Copilul nu avea interacțiune umană. Cine știe neurologie și știe cum se dezvoltă creierul, gândiți-vă că între 0 și 2 ani creierul își triplează dimensiunea. La 3 ani deja creierul este format în proporție de 90% față de creierul unui adult și numai pe baza acestor experiențe cu mediul. Pentru că, de pildă, la naștere, copiii au același număr de neuroni pe care îl avem și noi ca
ca adulți, o diferență foarte mică, de sub 2%. Noi avem undeva la 86 de miliarde, ei undeva la 83 de miliarde. Deci creierul se mărește tocmai datorită acestor experiențe cu mediul. Din păcate sau din fericire am avut ocazia să interacționez cu copii cu sindromul instituționalizării, acei copii care, dacă nu le cunoști istoric cu anamnestic clar, le pui diagnostic de autism, acei copii care se născuseră normal, numai că ei neavând parte de afectivitate, de îngrijire, de efectiv au dobândit această formă de autizare, cum am numit-o inițial, după care de autism virtual, începând în 2014. Mulțumesc mult pentru doamna Manuela Verbor. Ce poate face un părinte al cărui copil ajunge adult pentru a se asigura de dezvoltarea lui armonioasă și mai ales ce oportunități are un adult cu tulburare de spectru autist? Puneți o întrebare pe care eu mi-o pun cel puțin în fiecare zi în ultimul an, pentru că noi ne confruntăm acum la 26-27 de ani cu noi probleme. Am crezut și pe toate. În 27 de ani am crezut că am trecut prin cele mai grele situații. Am crezut că am cât de cât o soluție de așa de a mă ține pe o linie de plutire. Ei bine, nu. Omul evoluează la fiecare vârstă. Una e să reușești să faci față unui copil care are o tulburare de comportament. Alta e să ții piept unui adult. Evident că în cazul lui Andrei au fost niște acumulări fantastice, având în vedere și lipsa de terapie în anii respectivi, dar în același timp n-am avut parte de terapia care se face acum. Eu îi mulțumesc Dumnezeu că am ajuns aici unde am ajuns. Dar ce te faci că el la ora actuală este un adult închis într-o minte poate de copil? Ce te faci că începi și frustrări absolut normale din punctul meu de vedere, ce spunea Daniela, eu încerc să înțeleg în fiecare zi din ce în ce mai mult și dau dreptate. Pentru că imaginați-vă că cineva v-ar spune zilnic nu ai voie să faci asta sau nu este bine că în societate nu se face asta sau trebuie să încerci să te să-ți înfrânezi anumite porniri, nu am face decât să răbufnim noi, adulți, cu mintea, să zicem, întreagă, în ghilimele zic eu întreagă, dar, mă rog, ce înțelegem noi în ziua de astăzi a fi un om cu mintea întreagă. Deci provocările sunt mari, sunt de-abia, cred că la un început de drum, nu știu cum începe o zi și nu știu cum se termină, cu atât mai mult nu știu ce va fi mâine. În primele pagini e un capitol în care tocmai se vorbește de ce la adolescenții și adulții diagnosticați cu tulburări de tip pervaziv există poate niște momente de agresivitate sau de frustrare, tocmai pentru că ei în sinea lor simt că ceva e neregulă și că impulsul și instinctul îi duce spre o anumită direcție. Și își dau seama că nu au cum să... există o ușă închisă. Neștiind cum, nici cum să te explice ceea ce trăiesc ei, la un moment dat există o explozie. Unii oameni sănătoși la cap, probabil că ar sparge un scaun de o masă. Sau ar urla la cineva numai ca să se descarce. Acești copii nu fac lucrul ăsta. Și de asta spun, este total inexistent, nici mi-aș spune terapie, acel minim de socializare pentru acești adulți deja diferiți de restul lumii. E minunat HG-ul ăsta care include o clasă specială într-o școală de masă. Noi ne-am confruntat, Andrei a fost 2 ani de zile la o școală de stat din statul Florida, la Miami. Exista o clasă de autism într-o școală normală, erau 5 sau 6,
copii, autiști, era la nivelul cel mai mare pentru că era verbal. Minuna era nu ceea ce se întâmpla acolo la nivel terapeutic, ci în momentul în care ieșeau din clasa de studiu și intrau în școala largă și interacționau cu copii normali și sănătoși. Câștigul cel mai mare s-a fost pentru că luau micul dejun și prânzul împreună cu toți ceilalți copii, pentru că aveau orele de sport comune cu ceilalți copii, pentru că aveau orele de artă comune cu ceilalți copii, pentru că părinții copiilor diagnosticați cu autism se întâlneau cu părinții copiilor normali și viceversa. Și fiecare avea de învățat unii la ceilalți. Din păcate, cu toată legea autismului și cu tot acest HG, în România, nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că evident, nu există pregătire la nivel profesoral terapeutic. Oameni care să știe să interacționeze cu acești copii într-o școală normală. Dar ce te faci cu 95% dintre părinții copiilor sănătoși, care refuză să învețe pe copiilor sănătoși acasă, ce înseamnă să fii empatic cu cineva care este poate mai jos decât nivelul tău intelectual, nu învață acasă cum să ajute să iubească și să fie prieten. Lucrul ăsta, apropo de cărțile de parentaj, noi românii am uitat de mult aceste lucruri de bază pe care un părinte este dator să-și învețe copilul. De asta se numea, nu 7 ani de acasă. Acum ăștia vor să dea o lege să-ți trimiți copiii la grădiniță de la 3 ani. O tâmpenie. Adică statul să vină să înlocuiască ceea ce eu acasă, ceea ce mama mea m-a învățat împreună cu tatăl meu 7 ani. Că de asta m-am ridicat sănătoasă la minte, în primul rând. Că am primit acei 7 ani de acasă care înseamnă moralitate, care înseamnă respect față de ceilalți, care înseamnă întrajutorare, care înseamnă, de fapt, tot ce stă la baza acestui principiu numit omenie. Noi am cam uitat, ori eu nu știu cum ar putea să funcționeze în societatea românească un asemenea model. Pentru că noi ieșim pe stradă, mergem într-un mall și dacă copilul nostru reacționează într-un fel inadecvat, suntem taxați imediat. Nu vă mai povestesc de experiența mea de acum 20 de ani, că nu are importanță când eram dat afară din grădință în grădință și îmi găseam un loc unde să dar până în prezent există într-adevăr școli și directori de școală sau profesori care acceptă un copil autist însoțit de cineva. Puține, deci nu există 100%. Vă punctez eu școli în București, nu mă mai spun ce se întâmplă în provincie, în care refuză direct. Eu spune, de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare? Nu vrem și de ce să dă vina pe părinți. Deci aici e, cartea asta ar trebui multiplicată sau, nu știu, făcute fițuiși pe fiecare capitol în parte și aruncate dintr-un elicopter în toată lumea, că poate ceva le intră în cap. Pentru că, în primul rând, nu că noi suferim părinții copiilor cu autism sau copiii noștri. Ei se dezumanizează. Ei nu duc mai departe sau nu predau niște învățăminte care stau la baza unui om sănătos. Societatea noastră este bolnavă, din păcate. De la legislație până la spiritul civic. Nu vedeți că noi suntem ultimii pe linie, apropo de voluntariat, în cazul nostru, autismului. Există 7-8 absolvenți de psihologie pe an, că sunt locuri puține, niciunul nu se duce spre autism. Pentru că e complicat. Știți de ce e complicat? Pentru că aici, spre deosebire de multe alte direcții medicale, aici se lucrează cu sufletul, aici nu poți să minți. Ori empatizezi până la capăt cu copilul ăla și te doare orice insucces și te bucură orice succes, nu. Am vorbit cam mult. Nu deloc. Mulțumim foarte mult pentru informațiile foarte, foarte utile. Acum aș vrea să o invit pe Diana Zamfir de la Evolution Center, președintele
Asociației Evolution Center, să ne povestească pe scurt despre activitatea de la acest centru, pentru că noi am fost împreună, ne-am încercat foarte mult să promovăm nu doar evenimentul, ci tot ceea ce ține de zona aceasta de autism, pentru că știam că se apropie Ziua Internațională de conștientizare a autismului pe 2 aprilie și atunci am mers acolo unde am fost primiți la televiziuni și la radiouri. Cu Diana am fost la emisiunea la Nașul TV, Caravana Esteților, iar mâine cu Marius vom merge la București, FM la Ioana Brușen, la fel să vorbim despre autism. Deci, Diana, pe scurt despre Evolution Center. Bună seara! Făceam semne mai devreme la voi. Povestea noastră la Evolution Center a pornit într-un fel și de la autism. Eu pe Danilo o văd ca o mamă pentru noi, și pentru mine și pentru, să zic, colegele care am mai lucrat la ea. De acolo am avut, de la hipoautism, am avut primii copii cu care am început să lucrez și de acolo a pornit experiența mea pe terapia ABA și pe recuperarea copilor cu autism. Și am încercat, practic, să continuăm într-un fel munca pe care a deschis-o și Daniela în România și consider că au făcut foarte multe lucruri și lucrurile au devenit un pic mai simple și pentru noi care avem ONG-uri, să zic, mai micuțe și mai timpuri deschise. Am emoții acum și mi se pare că tot ce vorbesc e incoerent. Ok. Încercăm să sprijinim în continuare copiii cu autism. Ce am încercat eu să fac în plus la Evolution Center este faptul că facem ateliere de socializare pentru copii și încerc să integrez acolo câte doi copii cu autism printre 10 copii tipici. Aici sunt și pozele. Acolo a fost prima sărbătoare de Crăciun pe care am făcut-o pentru copii. Iar acum asta mi-am propus să fac mai intens pentru că n-am avut, e foarte greu să aduni toți copiii la un loc pentru ateliere, cam din această primăvară fac o dată la 2 săptămâni aceste întâlniri, aceste ateliere și vă le prind foarte bine. Sunt grupuri în care vin, sunt aceiași copii care au intrat într-un modul de dezvoltare personală. Și continuă pe, adică au 12 ședințe, vreau să fac 3 module, prind nu mai multe ședințe. Să vină cam pe tot parcursul anului, din 2 săptămâni, în weekend. Și prinde foarte bine pentru că acești copii cu elemente din spectru învață comportamente bune de la copiii cu dezvoltare normală, și cu dezvoltare normală văd și copiii cu alte afecțiuni învață să fie mai empatici, să se ajute într-un fel mult pe ceilalți. Cam asta ar fi pe scurt activitatea noastră. Știu că aveți și un eveniment pe 18 mai. Da, iar pe 18 aprilie. Pe 18 aprilie a fost vacanța acum școlară și n-am putut să facem pe 2 aprilie cu ocazia conștientizării autismului. În schimb, după vacanță, pe 18 aprilie va fi un eveniment, un cerc pedagogic pe care îl facem împreună cu grădinița Ciupercuța. Este grădinița la care eu am lucrat 12 ani ca educatoare și împreună facem nu doar pentru cadrele didactice, dar sunt și invitați din afară. Cine vrea să vină și să vadă mai multe despre, se vorbește mai multe despre autism, despre specificul tulburării, despre partea legislativă, o să avem un invitat de la CM Braille să ne povestească despre integrarea copiilor și cum se face, la ce vârstă, în ce circunstanțe pot intra către învățământul de masă. Vom avea invitat și un medic de familie care o să ne vorbească despre cum ar fi ok ca părinții să se ducă în funcție de recomandarea medicului de familie, pentru că ei aplică un screening acolo. Și dacă medicul face o solicitare mai departe către un psihiatru sau un psiholog, părinții să fie deschiși către a se duce la aceste consultații. Vor fi tot la fel participanți părinții copiilor, atât cu autism, dar și părinții dornici de acest subiect. Și vom vrea să vorbim mai multe despre autism și despre a conștientiza problematica și a înțelege din ce punct de vedere. Poate că nu neapărat pentru familiile care deja au trecut și au învățat foarte multe lucruri despre autism, dar acest lucru este important să-l conștientizeze poate și oricare altă persoană care poate la un moment dat vede că copilul prietenei ei are un copil care manifestă anumite probleme. Părinții care au copii cu diagnostic de autism trec în special prin faza de negare. Nu acceptă că copilul lor are o problemă,
se gândesc că lasă că e mic, vremea trece, timpul trece și cu siguranță copilul se va maturiza. Cineva din exterior, poate dacă a trecut pe la un astfel de seminar și a înțeles mai multe despre, sau a văzut la televizor în mass media despre autism, poate să oglindească prietenii și să încerce un pic să împingă de la spate și uite așa ajutăm și noi ceilalți care poate nu suntem implicați fix în problema aceea, nu noi avem copilul cu autism, dar poate reușim să îi ducem pe ceilalți către un specialist. Mulțumesc! Eu îți mulțumesc foarte mult, noi îți mulțumim foarte mult, Diana Zamfir, președintele Evolution Center. Aș vrea să o invit alături de mine pe Monica Munteanu de la IPA, este Asociația pentru Intervenție Precoce în Autism, să ne spună foarte, foarte pe scurt câteva cuvinte. Cum spuneam mai devreme, Monica Munteanu este psiholog clinician și fondator a IPA. Se poate două vorbe înainte? Două vorbe. Ce vreau să vă spun și este foarte important pentru AIPA și de aceea țin neapărat să spun, este vreau să vorbesc cu tine despre Te iubescul de mai devreme. Te iubesc care pentru noi înseamnă joacă în nisip și implicare activă și extrem de educată în lucruri cu copiii. Mai multe despre asta, deci țineți minte, Te iubescul înseamnă ce pot eu să fac pentru micuț și nu neapărat ce poate el să-mi arate sau să-mi spună sau să viseze. Putem să învățăm împreună, despre asta este vorba și mai multe despre asta o să rog pe Monica să vă spună. Mulțumim pentru prezență și pentru invitație. Să spunem că a fost Ioana... Ioana Dola. Este voluntară aici. De 2 ani de zile ne primim cu ea. Ok, eu sunt Monica. Fanii a fost faptul că m-am văzut în pozele acestea un pic mai devreme, atunci când lucram împreună cu Toru la Sfântul Mihail în urmă cu vreo 10 sau 12 ani, ceva de genul ăsta. Noi în perioada aceasta avem o altfel de campanie de conștientizare. Trebuie să fac ceva? Ok, mulțumesc. Tricourile acestea sunt create de Alexandra Sandu, una dintre mămicile care ne sprijină în cauza. Sunt mânuțele copilor cu care noi colaborăm, da? Acestea sunt mânuțele unui băiețel în vârstă de 3 ani. Pentru că vrem ca mesajul nostru să ajungă cât mai departe posibil. De aceea am creat și o piesă muzicală care se numește Relaxare, inspirată de unul dintre copiii de la noi din centru, care are vârsta de 12 ani și lui era foarte greu să stăpânească emoțiile și de aceea am făcut o piesă prin care el să învețe cumva să se relaxeze. Piesa se numește Relaxare și el învață atunci să gestioneze emoțiile cu mai multă ușurință. Și noi aplicăm la fel ca și multă lume de aici, cumva, principiile ABA, principiile unei, habar n-am, logopedii și așa mai departe, dar cred că, dincolo de tot, stă în iubirea necondiționată în față de acești micuți. Și încă o chestie care mie mi se pare super relevantă și foarte bună de punctat în această zi, faptul că trebuie să ne gândim ce văd și micuții ceilalți, adică, de exemplu, băiețelul meu, în vârstă de 4 ani, cum îi percepe pe copii diferiți față de el. Și pot spune așa, că, într-o zi, el m-a întrebat de ce copiii de la noi din centru nu vorbesc cu el. Și de ce cu el nu împarte nimeni niciodată jucării și de ce nu se uită la el atunci când vorbește. Și atunci noi am făcut așa un sfat și ne-am dat seama că trebuie să le explicăm copiilor așa cum ei pot înțelege. Și aceea am creat un pliant care sper să ajungă la cât mai multă lume și sper să-i ajute pe micul să înțeleagă cum sunt și copiii diferiți. Mulțumesc mult de tot și seară bună și mult succes pe voi! Vreau să completez eu ceva. Mi-am auzit de un lucru că foarte mulți părinți cu copii diagnosticați cu autism înțeleg ce spun. Acum vreo câțiva de zile, 3-4 mai mult, eram la biserică cu Andrei. A intrat în biserică un părinte ținându-și un copil de 11-12 ani cu tetrapareză spastică, era țapă. L-a dus până la catapetează, la China la icoane și a ieșit. N-am observat că în tot acest timp Andrei l-a urmărit, profund afectat. A ieșit părintele cu copilul în brațe din biserică și la 5 minute Andrei mi-a spus: săracul e bolnav. Eu n-am spus nimic, am zis, hai să nu vorbim, poate vorbim după ce ieși în biserică. Dar, în cap și-am zis, da, săracul era bolnav.
După alte 5 minute, Andrei s-a întors la mine și mi-a spus, eu nu sunt. Deci cam asta e percepția, într-adevăr, deci e foarte corect așa cum a perceput și ceea ce, mesajul pe care trebuie să-l dăm noi mai departe și cei care sunt direct implicați, dar și cei care empatizează cu noi, că aceștia nu sunt niște copii bolnavi, ci sunt niște copii cu o sensibilitate aparte. Mult mai mare și tocmai de asta eu doresc să mai prind niște ani în care să văd conaționalii mei că învață din nou lecția iubirii și că au răbdare și cu un copil străin. Mă rog, experiența noastră nu prea e pozitivă, dar și cu speranța mare ultimă. Mulțumesc foarte mult, Manuela Hrăbor. Daniela Polului, aș vrea să ne împărtășesc din experiența de la centru, pentru că noi aici avem chiar acum fotografiile de la asociație, de la HEPA Autism. Cum se desfășoară activitățile cu copiii? Ce ar trebui să facă un părinte? Cui se adreseze? Noi chiar am și vorbit despre faptul că se înscrie în asociație, ca să beneficieze de niște servicii de partea logistică, pentru că știi foarte bine că terapia tulburarea de spectru autist este foarte costisitoare, undeva între 3.000 și 4.000 de lei pe lună. Deci între 3.000 și 4.000 de lei pe lună. Povestește-ne puțin. Chiar în momentul în care autismul a intrat în viața mea, sentimentul pe care l-am avut a fost acela de a mă simți ca un pește mic de tot într-un ocean foarte mare. Îmi place mereu să fac această metaforă și ce am făcut inconștient a fost să îmi creez un ocean plin de pești la fel ca mine. Aveam posibilitatea să plec de acolo, să mă ascund undeva. Aveam posibilitatea să fac, nu știu, orice altceva. Am decis să lupt, să lupt cu propria situație, să lupt cu sistemul și să-mi aduc alături mulți părinți, o să-mi aduc alături pentru că HEPA Autism, dincolo de a fi organizație non-profit, al cărui președinte sunt eu, este o mare familie. Părinții care ajung la noi nu sunt beneficiari ai asociației, părinții sunt mesageri ai cauzei. Părinții sunt implicați activ în tot ce înseamnă activitățile cu proprii copii, iar pentru a putea să susținem aceste activități este extrem de important să ne implicăm în paralel în atragerea de fonduri. Asta pentru că, din păcate, în acest moment statul nu pot să spun că decontează. Nu decontează aproape nimic. Hai să spunem, o fărâmă din ceea ce înseamnă costurile pentru copiii care reușesc să intre în programele de recuperare. Spun o fărâmă pentru că noi în acest moment atragem undeva între 2.000 și 3.000 de euro bani de contează la Casa Națională de Asigurări pe lună, din 200.000 de euro bugetul lunar al asociației pentru cei 500 de copii. Deci, de asta am zis, pur și simplu o fărâmă. Ca să putem să ajungem la 200.000 de euro pe lună, este o muncă depusă de aproape 1.000 de persoane care se implică activ. Iată că părintele, pe lângă pălăria pe care o poartă de a fi părintele unui copil special, el devine fundraiser, el devine o persoană activă și implicată în societate, având un rol extrem de important în educarea societății, în a vorbi despre toleranță, în a vorbi despre a fi diferit, în a vorbi despre integrare cadrelor didactice cu care interacționează părinților din parcul care se întâlnesc prietenilor. Implicăm în aceste activități, chiar și instruim în acest sens, adică organizăm periodic cursuri în acest sens, dincolo de workshop-urile pe care le susținem pentru a învăța cum se gestionează relația cu copilul, dincolo de tot ce înseamnă partea de recuperare. Ce ar trebui să facă un părinte? În primul rând, este extrem de important ca părintele să urmărească
non-verbal. Din punctul meu de vedere, dacă copilul nu comunică non-verbal și mereu fac comparația asta cu un cățeluș. Am doi cățeluși, pe amândoi am luat o vârstă foarte mică, o lună, două luni. Niciodată n-au vorbit și nici nu o să vorbească, dar acești cățeluși sunt... comunică, nu că virgulă comunică, dar acești cățeluși, exact, transmit emoții. Simt că eu mă trezesc, mă urmăresc cu privirea, îmi cerșesc atenție, iubire, cerșesc din priviri totul, dau din codiță când mă văd, știu să ceară de mâncare. Știu să fac atât de multe lucruri. Din păcate, la capitolul cățeluși n-a fost în stare să aplic analiza comportamentală aplicată și am un comportament haotic, pentru că pur și simplu iubirea lor necondiționată și privirea, nu, privirea aceea pe care niciodată n-am primit-o spontan și natural de la propriul meu băiețel, a fost o privire care mereu nu m-a lăsat să... n-am putut rezista. Și atunci ce ar trebui să facă părintele, dacă sunt cări non-verbale, copilul nu urmărește cu privirea, copilul pare că nu înțelege copilul, pare că nu este interesat de nimic din ce înseamnă interacțiune, ar trebui să meargă la medicul de familie, pentru că oricum merge la medicul de familie și știm că există de 4 ani screening-ul în tulburări din spectrul autist care ar trebui să se aplice de către medicul de familie. Din păcate, încă se aplică sporadic, cu toate că el este decontat. Dar părintele vine să ceară aplicarea acestui screening, iar dacă scorul este unul care duce către o posibilă tulburare din spectrul autist, părintele să solicite trimiterea către un medic specialist, este vorba de psihiatru de pediatrie psihiatrică, medic de, cu specialitatea psihiatrie pediatrică. În general, medicii lucrează în echipă cu psihologul, pentru că fără a aplica un test de diagnostic în tulburări de spectru autist, este vorba de adus și fără a face o evaluare pe toate arele de dezvoltare ca să vedem nivelul copilului, nu putem vorbi de un plan de intervenție. Și atunci, medicul psihiatru împreună cu psihologul reușește să pună diagnosticul. Asta se întâmplă și în cazul nostru. Părinții sunt îndrumați în tot acest traseu. Ulterior sunt îndrumați către Direcția Generală de Protecție a Copilului în funcție de localitatea sau de sectorul în care locuiesc pentru încadrarea în gradul de dizabilitate și pentru a putea beneficia de acele fonduri care sunt puse la dispoziție de către stat pentru a acoperi parte din cheltuielile de recuperare. Părinții mai departe sunt înscriși în asociație, sunt trăinuiți, sunt informați. Noi avem în cadrul asociației un board format dintr-un președinte și de doi vicepreședinți care realmente asta fac toată ziua. Stau de vorbă cu părinții, le transmit informații, răspund la orice întrebare, instruiesc despre tot ce înseamnă legislație și mult mai multe și mai bine decât mine, pot să-l cunosc. Sunt aici alături de mine și le mulțumesc foarte mult în această seară. Ei au devenit vocea pe care eu am avut-o inițial. Când am ajuns la 54 de părinți, am cedat și am început să-mi aduc colegi în echipă. N-am mai putut să fac față. Acum sunt 500 de familii, cum spuneam. Și sunt tare mândră de părinții mei și de copiii mei, ca așa le spun eu. Mălin m-a întrebat acum vreo de dintre toți copiii mei pe care îl iubesc cel mai mult. Asta pentru că mereu vorbesc despre ei ca și cum ar fi ai mei. Mă regăsesc în povestea fiecărui părinte. Când vorbesc cu ei, anticipez foarte mult următoarea întrebare, nu mai spun răspunsul, pentru că poveștile sunt extrem de similare. Trăiesc și trec prin aceleași încercări și aceleași greutăți, însă eu am decis să privesc din perspectiva bună și frumoasă și, cum spuneam, să învăț de la copilul meu în fiecare zi și să consider tot ce mi s-a dat, mai ales în momentele grele, că este o provocare, să mă înarmez cu foarte multă răbdare și să iau de la capăt și de la capăt. Mă simt așa ca meșter Manole în această poveste. Mai sunt încă foarte multe de rezolvat, pentru că, exact cum a surprins și Manuela, din păcate, dacă pentru copii se poate face un diagnostic în acest moment, noi în cadrul asociației, pentru orice copil, indiferent de unde vine din România, punem la dispoziție serviciu de evaluare gratuit. Dacă nu facem asta și multe ONG-uri fac, și un plan de intervenție și o terapie susținută pentru o perioadă lungă de timp, din păcate suntem departe de a putea spune că știm ce să facem cu copiii după vârsta de
unii adulți. Părinții mă întreabă mereu ce soluții avem. Reamint, în momentan nu avem soluții. Nu există centru pentru IMX și nu mai vorbim de centru de terapie, vorbim de servicii socioprofesionale. Copiii ar trebui să poată fi integrați în câmpul muncii, la nivelul la care reușesc, ar trebui să existe o abordare specifică adultului. De-abia s-a reușit să obțină în cursul anului trecut diagnosticul de autism pentru adultul, pentru adult, pentru că până în urmă de mult el era considerat schizofren, ceea ce este cu totul altceva, schizofrenia este o boală. Cam asta cu greutățile. Dar să, mai devreme, de fapt înainte de a începe discuția noastră, vorbeam cu Monica Mantan de la IPA. La acești copii se pot, prin activitățile desfășurate, se pot dezvolta niște abilități speciale, pentru că sunt foarte mulți care pot, nu știu dacă cuvântul excela este cel mai, dar oricum pot merge spre zona artistică, să spunem. Depinde de nivel. În primul rând, ce facem noi și cu ce recomandă să începe, este vorba de un diagnostic cât mai precoce, care ajută la o intervenție timpurie. Intervenția obligatorie să fie susținută minim 2 ore pe zi, zilnic, dacă nu 4 ore, după mine 4 ore aș recomanda, chiar de la vârsta de 1 an și jumătate, 2 ani, pentru că cu cât copilul intră mai devreme în terapie și lucrează mai susținut și mai mult, cu atât el se recuperează mai repede. Mai de exemplu, nu și aduce aminte de perioada în care făcea terapie. Este o amintire și adică pur și simplu ține aminte că se juca, nu și aduce aminte. A pornit de la o vârstă foarte mică, nu a avut impact emoțional asupra lui și nu are simțit-o ca pe ceva agresiv sau ca ceva stresant, cu toate că vă dați seama, la vârsta de 2 ani să stai 4 ore într-o cameră de terapie înseamnă foarte mult. Noi ne focusăm foarte mult pe această intervenție timpurie și intervenție susținută, pentru că pasul următor de generalizare, dacă nu construiești fundația și nu ai baza, nu ai pe ce construi ulterior. Dacă ai această fundație, poți să-ți permiți ulterior să mergi către generalizare, să speri la integrare cu însoțitor inițial. Eu recomand 100% doar cu însoțitor la început, în funcție de copil. Copilul poate să meargă mai mulți ani însoțit sau o perioadă mai scurtă. Și ulterior, vorbim de programe, nu știu, de ce face Diana, și sunt foarte multe programe de socializare, terapie ocupațională, mulți dintre ei au nevoie de terapie 3C, kinetoterapie, logopedie. Adică, pe lângă terapia de bază, orice altă activitate și cu delfin și cu ce mai vrea fiecare părinte, eu recomand fiecărui părinte să facă cât poate de mult din toate punctele de vedere, și financiar și emoțional, să se implice, astfel încât să poată dormi cu capul liniștit pe pernă, că a făcut maxim din ceea ce se putea face, pentru că niciodată nu este suficient că vorbim de un copil cu autism. Nici 4 tabere pe an nu sunt suficiente. Învață să gestioneze cu acei copii, este în relație cu alții, din nou se comportă ca și cum îi vede și au nevoie de foarte multă expunere. Nu învață spontan, imitând ceea ce se întâmplă în jurul lor, cum ea că te face până și un animăluț, ci învață prin exerciții și repetând de mii, de mii, de mii de ori. Asta facem noi și pe asta ne-am focusat foarte tare, dar mai sunt foarte multe servicii încă neatinse de nicio asociație. Nu există pur și simplu, nu, pentru că fiecare serviciu necesită o investiție foarte mare și financiară și de pregătire. Nu este recunoscută nici profesia de analist comportamental, nici acreditarea centrelor noastre nu este conform serviciului pe care îl oferim. Suntem acreditați ca centru de zi, oferim servicii de recuperare. Nu putem angaja terapeuți care să-l grâze ca ședul sau la domiciliu. Îi plătim prin contract de donație, pentru că realmente nu avem posibilitatea. Adică sunt foarte multe care, din păcate, nu funcționează și, cu toate că există legea, noi suntem încă nevoiți să găsim soluții ca să putem funcționa și să putem plăti soluții românești, exact, ca să putem funcționa și să oferim soluții. Dar, în fapt, pentru mine, părinții sunt parte integrată a acestui sistem. Ei vin cu, se întâlnesc lunar, propun. Ei de ce, cum își cheltuiesc bani și cu unde se duc banii în strângerea cărora ei s-au implicat. Adică țin foarte mult la acest aspect. Întotdeauna am considerat că singură pot să fac și să găsesc anumite soluții. Pot să fac ceva limitat, dar împreună cu persoane la fel de implicate ca și mine ceea ce mi-am dorit să fac, reușesc să ajung la rezultate mult mai mari și să fac mult mai multe.
Mulțumesc, Daniela Bolui. Vă rog. Mai un aspect pe care eu nu am față de Daniela, față de Mihaela, față de restul părinților cu copii diagnosticați cu autism, decât un singur merit față de ele. Faptul că noi am trecut de pragul de 18 ani sau de 20 de ani și după asta îmi dă o jumătate de pas înainte apropo de experiență. Trebuie să înțelegeți un lucru. Autismul nu se vindecă 100%. Nu se vindecă nici măcar într-o proporție, nu știu, nu vreau să dau cifre. Pentru că, indiferent cât de recuperat ar fi un copil, care să zicem că în primii ani de școală merge un însoțitor și în ultimii ani de școală poate să parcurgă drumul singur, să poate să învețe singur, dar el la nivel emoțional va rămâne toată viața un copil autist. Problema este, chiar dacă acel copil, dacă este cerunar funcțional, devine o facultate și devine inginer sau economist, sunt foarte multe cazuri în lume, el rămâne un adult autist, ceea ce înseamnă că este expus din punct de vedere sufletesc la tot ce este mai rău în societate. El nu o să înțeleagă niciodată că cineva se poate uita în ochii lui, să-i zâmbească și să spună sunt prietenul sau prietena ta și jumătate de oră mai târziu să-i spargă ușa de la casă, pentru că poate să stea singur, se poate autogospodări și să-i pune tot din casă sau să învățăm să se întâmple ceva mai grav. Apropo de asta, eu tot ridic semnale de alarmă peste semnale de alarmă în ceea ce privesc guvernanții noștri. Ei, acești copii, trebuie să fie, într-un fel, protejați de statul român al căror cetățeni sunt, că vor ei sau nu vor ei. Ei trebuie protejați și după ce părinții lor vor fi bătrâni sau nu vor mai fi. Când surorile sau frații mai mici vor fi sau nu vor mai fi. Despre asta este vorba și eu cred că de pe acum aceste asociații care au grijă copii de 9, de 10, de 11 ani să meargă puțin mai departe, peste 10-15 ani și să-și impună, conform experienței pe care o au și a cunoștințelor pe care le au, lucrul acesta. Deci noi nu ne culcăm pe ureche să spunem copilul meu a recuperat, chiar dacă va avea la un moment dat o diplomă în master în economie sau mai știu eu ce. Nu este faptul că știe mălin japoneză și engleză, asta nu păzește de ce se întâmplă în societate. Aici cred că trebuie să intervină societatea civilă, dacă vorbim de empatie și de iubire și de întrajutorare între semeni. Pentru că ei vor fi așa în bătaia vântului. Deci lucrurile sunt mult mai grave. Nu ne rezumăm la terapie, ne rezumăm la a proteja viața unui om. Până la urmă e vorba de viața unui om care la un moment dat poate să fie într-un pericol major. Chiar dacă, după cele 8 ore de serviciu în care s-a dus și și-a luat 10 salariu. Și vine cineva și spune, ia dă-mi cardul că mă duc eu să-ți fac cumpărăturile. Și lucrurile se pot duce mai departe, adică nu, aici nu e ficțiune, aici viața este foarte dură. Mulțumim, Marius. Deci e importantă intervenția, apropo ce a vorbit și Daniela. Noi în psihologie vorbim de teoria atașamentului și problema mare a acestor copii este că ei nu știu să ofere și să recepționeze atașament, tocmai pentru că atașamentul, baza atașamentului se formează între 0 și 2 ani, maxim până la 3 ani, în creierul are niște unde cerebrale specifice și atunci se dezvoltă zonele neuronale care ne oferă plăcere, hormonii plăcerii, serotonină, dopamină pe aceste comportamente sociale. De asta copiii recuperați în general după vârsta asta, care au început recuperarea după vârsta asta, au deficitul acesta emoțional, tocmai pentru că ei nu și-au dezvoltat rețelele neuronale, cum vă spuneam, care se oferă plăcere pe comportamentele sociale. Gândiți-vă că într-o zi obișnuită a oricăruia dintre noi de aici, cam peste 90% din activitățile pe care le facem zilnic, în timp ce le facem, nu avem niciun chef să le facem. În spatele acestor activități,
avem niște motivații de cele mai multe ori sociale și economice, dar de cele mai multe ori sociale. Ori copilul cu autism, dacă nu și-a dezvoltat această latură socială, el nu vede motivația de ce să facă el lucrul. Da? Și de aceea apar aceste probleme. Dar e nevoie neapărat de diagnosticare precoce, de intervenție precoce pentru a putea recupera inclusiv aceste arii. Eu am avut norocul să stau de vorbă cu adulți funcționali cu autism și e foarte frumos să vezi cum explică ei. Ajungând la nivel de funcționalitate, ajung să înțeleagă la nivel cognitiv, rațional, aceste probleme de interacțiune socială. Chiar vorbeam la o conferință cu o doamnă, domnișoară, de fapt era, avea 30 de ani, și spunea că i-a luat codul bunelor maniere și l-a învățat pe de rost. S-ar putea noi să nu știm, să respectăm ce știa acea doamnă, dar ea le-a învățat, ea nu simțea că de ce trebuie să facă lucrul ăla. Ea l-a învățat mot a mot. Cartea lui Templeton Grandin explică ea foarte frumos cum ea nu știa de ce când se ducea la o conferință și era îmbrăcată bizar, lumea se uita urâtă la ea, pentru că ea nu simțea cum trebuie să mă îmbrac, ce emoții să transmit, cum să le recepționez. Și de aceea e foarte importantă această intervenție precoce în autism. Dar și un lucru foarte important este ca lobby-ul acesta care se face către instituțiile statului să se facă în general de către asociațiile de părinți și de părinți, pentru că ei au alt impact în momentul în care se duc în fața acestor reprezentanți ai instituțiilor statului. Una este să se ducă un reprezentant al unei instituții profesionale, un ONG profesional, dar majoritatea ONG-urilor și numai la noi în țară și în afară au plecat tot de la asociații de părinți. Da? Și cred că majoritatea ONG-urilor de aici sunt foarte puține ONG-uri profesionale care s-au făcut create de profesioniști, de psihologi, fără să aibă neapărat legătură directă cu cauzalitatea. Dar lobby-ul în fața instituțiilor statului este bine se facă de aceste instituții și de aceste persoane, părinți care au în spate un copil cu autism, pentru că altfel transmit mesajul respectiv. Mulțumesc foarte mult, Marius. Acum aș vrea să o rog pe care mi s-a alăturat între timp, pe doamna Mihaela Stan, psiholog și președinte, fondatoarea Pază România. Chiar acum avem câteva imagini, să ne explice la fel pe scurt din activitatea Asociației Pază România și faptul că alături de dânsa este fiul dânsei, în vârstă de 15 ani. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum a spus, sunt Mihaela Stan, sunt doi copii cu autism, Gemma, au fost diagnosticați acum mulți ani. La vârsta de 1 an și 10 am primit un diagnostic și glumesc eu, am avut norocul că au fost grav afectați, încât au avut un diagnostic timpuriu, într-o perioadă în care diagnosticul de autism se punea cam după 3-4 ani. Faptul că am fost vizibil afectați și destul de rupt de realitate, am reușit să avem diagnostic timpuriu și să facem acea intervenție timpurie. Copiii mei au beneficiat de ceva ce la vremea aceea nu se... Nici măcar nu știam ce înseamnă intervenție timpurie, intervenție precoce. Am descoperit în timp, cumva, și norocul de a recupera frumos și de a reuși să ne integrăm. Norocul a venit culmea din gravitatea felului cum a evoluat la ei deficitul. Asociația există datorită lor. Am fost mulți ani un exemplu de recuperare, asta pentru că atunci când noi ne-am ocupat de terapie, era un total necunoscut. Mi s-a spus foarte simplu, ce crezi, mami, dacă ții pe ăștia 40 de ore la masă, mai faci oameni din ei? Mi s-a mai spus și că fac acasă tratamente nerecomandate copiilor și risc să fie decăzută din drepturile părintești, pentru că aplic ceva ce sistemul nu mi-a recomandat și nu recunoaște. Și mai susțin și faptul că am așteptat un an să-mi vină un expert din Anglia, după 3 ani
de făcut terapie pe bușbuite, luat cărți traduse și ședințe de peste 12 ore. Ce facem săptămâna următoare cu copiii? Nimeni nu știa nimic, nu exista niciun specialist în terapie. Dar mi-a fost foarte clar, întâlnind câțiva specialiști din America și citind, mergând pe site-uri, am înțeles un lucru. Copilul trebuie stimulat cât de mult posibil. Copilul trebuie expus și trebuie lucrat. În niciun caz e lăsat în lumea lui. După între 3 și 4 ani munciți zi de zi, dar destul de... Nu eram sigur ce facem. Făceam cu tot sufletul, citeam cărți și aplicam. Am făcut multe greșeli, am făcut multe lucruri bune. N-a venit și un specialist din Anglia și așa cumva am reușit să... piesele care ai reușit să le recuperăm, să le formăm, să le punem cap la cap. Contează foarte mult să ai un specialist, să faci o intervenție de calitate, să nu mergi în zigzag, să mergi într-o linie dreaptă. Lucru care pe mine astăzi mă bucură. Am deschis centrul în momentul în care am știut că pot să am alături un specialist, încât să părinții și copiii care vin în centru să nu mai dușbuie, să știe foarte bine ce au de făcut. Vis-a-vis de ce s-a discutat mai devreme, îndrum foarte mult părinții, vin foarte mulți părinți care încă nu au curajul și puterea emoțională să meargă să-și facă certificat de încadrare. Unii chiar speră că vor recupera și că n-au nevoie. Sau, Ovidiu și Andrei sunt toată ziua în centru, vin de la școală, pleacă la școală, sunt, fac parte din familie centrului. Și chiar mă întreabă, dar dumneavoastră mai luați certificat băieților? Mai are rost? Are rost, tocmai, pentru că rămân niște persoane vulnerabile societății și acest certificat cumva ne ajută să ne ferim și să fim protejați. Chiar dacă statul român pentru astfel de copii, totuși, în momentul în care ai urâta etichetă de copil cu CES, instituția școlară, acolo unde mergi, știe că există un copil vulnerabil. Primește o oarecare atenție aparte și au grijă și devii un pic mai atent la ce se întâmplă în jurul lui. E adevărat că ei acum merg la școală nesoțiți, dar asta nu înseamnă că profesorii, cadrele didactice, directorii de școală nu au atenție deosebită către ei și că nu mă țin la curent dacă se sesizează ceva. Aveam un certificat de handicap, nu e într-adevăr neapărat o povară. E un mod de a proteja copilul. Printre ce a spus Daniela, nu face nimic altceva, ce am menționat și ea, suntem la fel un centru în care lucrăm cu copii, țin foarte mult, la fel am un of cu părinții, pentru a fi realiști de momentul în care se află copilul, de a-și găsi resursele, încât să dea tot ce poate. Orice copil are un potențial. Cred că grija noastră la centrelor de recuperare, a specialistului, a terapeutului, a părintelui, a medicului, e să ajutăm acel copil să-și atingă potențialul pe care îl are. Atâta timp cât e stimulat și încurajat și ajutat, eu cred că șanse pentru a deveni independent și a nu ne gândi că mâine pe mine nu mai suntem și ce face acest copil, este foarte important. Pun foarte mult accent și încerc uneori să trezesc părinții care își doresc, eu vreau să meargă la școală, eu vreau să vorbească. N-avem de unde să știm lucrurile astea. Fiecare copil are ritmul lui, dar este important să-l ajuți pe copil să devină independent în primul rând. Să se poată autogestiona, măcar pentru nevoile zilnice, dacă nu emoțional și mai departe. E foarte frumos, atingem cel mai înalte pârghii, dar trebuie să fim și realiști unde ne este nivelul, cât poate copilul și să-i respectăm potențialul pentru a nu intra în altă latură. Latura în care deseori văd copii care sunt mutniți, pentru că și părintele e mutnit, că acel copil nu progresează atât și cum și-ar fi dorit el. Și rămân așa într-o poveste și nu reușim să ne atingem nici potențialul copilului, pentru că simte că părintele lui e nemulțumit de el și nici părintele nu reușește să-l aduci, glumim noi, cu picioarele pe pământ. Mai glumim, încă n-a coborât din copac. Încă nu vrea să luăm certificat, îl aduc aici, plătesc foarte mult, dar eu încă nu sunt pregătit.
să recunosc problema. Ori lucrul ăsta ține în loc copilul. E important să ai puterea ca părinte să depășești toți pașii. Nu numai acela de a duce într-un centru să facă de terapie. Și acela de a fi realist cu propriul tău copil și acela de a merge și a lua un certificat. Ajutorul nu e mare, dar contează. În ziua de astăzi, un copil în București își poate suporta terapia de 2 ore pe zi, dar, în primul rând, acel certificat îl conștientizează pe părinte mai bine, e dreptul copilului, iar copilul, în timp, devine o persoană recunoscută, a fi o persoană vulnerabilă și a putea cere ajutor. Nu știu dacă mai e ceva de spus, întrebați. Nu, mulțumesc foarte mult. Informațiile au fost mai mult decât utile. Deci, în primul rând, trebuie să vorbim cazul părinților de acceptanță, de acceptarea acestei situații. Pentru că în momentul în care o acceptăm, bineînțeles că cu siguranță vom găsi și acele părți de care vorbeați dumneavoastră pentru a gestiona mai bine această situație. Știu că în schimbul nostru de mail și discuția noastră mi-ați spus că ați vrea să adreseze și să ne adreseze și câteva cuvinte. E Marbea? Chiar aș vrea să vorbesc. Bună ziua! Eu sunt Andrei și vreau să spun și eu un argumentul meu. Am auzit din când am transalat foarte multe opinii, multe sfaturi, toate au același mesaj, dar vreau să spun și eu varianta mea, partea mea, ce ar trebui să se facă din punctul meu de vedere pentru persoanele ca mine, de exemplu, sau care au fost odată ca mine. Pentru că, sincer, eu cred că nu am certificat, nu înseamnă că eu securitate și mai mult, e o tragere înapoi, pentru că, pur și simplu, e ca și cum mai spune, copilul ăla poate, nu are nicio problemă, dar tot îi dea certificat de frică. Îl ții într-un loc, într-un lanț și o regulă foarte importantă care m-a tot învățat în triliarde de ori, depășește-i, nu cu mult, dar depășește-i limitele încât să poată să progreseze. Și când îi pui o limită, cât de liber și normal poate să fie, acest lucru e cam rău, în sensul că mă ține spate, aș dori să renunț la drepturi. Dacă stau să socotesc, costă mult, nu doar pentru stat, dar cât și pentru mine, prin a mă ține înapoi, prin a nu învăța, prin a nu-mi dai obișnuința cu un om normal, să plătească cartea la autobuz, să plătească la un muzeu, să știe cum să-i trec grele între oameni normali, să facă diferența între cei răi și între cei buni. Și pur și simplu. Și toată lumea se plânge că nu există o forță mai mare care să ne ajute. Și aș vrea să fiu, și aici vreau să intervenim, să spun că nu se poate, din punct de vedere financiar, la orice țară, oricât de bogată ar fi, nu se poate. Și vă pot face și calculul. Dacă să toți copiii din România cu autism și le prețurile plătim terapia de 4.000 de lei și mulțim asta la cost anual, sunt sigurată că costul meu o să fie șocantă rău, pentru că e prea mare și nicio țară nu o să-și permită niciodată să fac asta. Ia să vedem, chiar fac acum asta. 4.000 înmulțit cu 2 milioane egal cu 26 de miliarde de lei trebuie să fie cheltuit anual pentru copiii aceștia. Și când faci și asta, să conducă-se și în România, nu este deloc suportabil. Nici o țară n-ar putea să tolereze asta. Sunt prea mulți bani, nici o țară nu poate să aducă drepturi, pensii, tot ce vrei. Și soluția este pur și simplu. Dacă vrei ceva, colectează donații. Cere oamenilor care le pasă, care sunt curioși, care vor să ajute. Gândește numai la aia care vor să vrea. Nu-i spune că au locul aia nu pot, trebuie să dai vina pe cineva mai mare. Fă tu, cere tu la alții care vor să facă și ei. Trebuie să găsim noi soluții. Andrei, hai să-ți răspund. Hai să-ți răspund eu, pentru că Andrei, al meu, are 27 de ani. Și vreau să spun, am vrut să intervin când a vorbit Daniela. M-am abținut pentru că poziția mea vis-a-vis de terapia AVA de 8 ore pe zi, 5 ore pe săptămână, este total diferită cu opinia Danielei, a Mihailei și a multor alte asociații. Și vă spun de ce, ca argument. Terapia asta nu trebuie să coste 4.000 de lei. Deci calculele tale, Andrei, sunt puțin umflate. E o inflație de informație.
Dacă vrei, stai puțin să spun mai departe. Stai puțin, ai puțină răbdare. Terapia asta ABA, știi când a fost inventată? Prin anul 1995 la New York, la New York University Hospital. Eu în 1995 eram acolo, Andrei era născut în 1990. Eu prima dată am ajuns la New York în 95, când în 95-96 se făcea această terapie ABA experimental pe 27 de copii. Dar eu vreau să spun altceva. Încă din anii 80 în România, anumiți și erau câțiva medici psihiatri care făceau terapie cu copii autiști, și aici este un semn de întrebare în continuare în ceea ce mă privește. Făcea terapie, nu se numea ABA, pentru că încă nu se inventat cuvântul, dar având la bază exact aceleași principii. Noi am ajuns în 1995 la o doctoriță care se numea Sandra Măgureanu, care făcea terapie cu copiii din toată țara. Veneau părinții cu copiii de mână cât o săptămână, 10 zile. Și ea îi învăța ce să facă. Dar nu stăteau 8 ore pe zi la terapie, niciun copil. Făceau 2 ore, 3 ore, 3 zile pe săptămână, 2 zile pe săptămână și rezultatele au fost fantastice. În cazul lui Andrei al meu, într-o lună jumate, el, nevorbind niciun cuvânt, a început să vorbească brusc. El mi-a spus, eu am fost plecată câteva săptămâni în perioada asta și mi-a zis, bine ai venit acasă, mami. Deci mie mi se pare că este, eu mă întreb tot timpul, dacă noi făceam această terapie și statul suporta aceste costuri puțin, putea la 1990-91 să se multiplice aceste centre, dacă exista un interes. Dacă Ministerul Sănătății vroia să facă chestia asta. Dar nu, i-au lăsat să moară terapia asta, să moară de foame, deci n-au pompat banii în ea, pentru că n-au vrut, ca să ajungă 10-15 ani mai târziu să importăm niște specialiști din Anglia și din America. Noi să spunem costă 4.000 de lei pe lună, când noi aveam informațiile. Eu în continuare mă întreb și îmi dă dreptul copilul meu care are 27 de ani, de ce nu s-a făcut lucrul ăsta până acum? De ce s-a lăsat să moară? De care, apropo de hotărâri, de legea autismului, de legea 448, de toate HG-urile, răspunsul meu, din păcate, este că statul nu are interesul ăsta. Statul are interes să creeze niște glume din astea așa mare în care să se miște niște fonduri și să-și ia mâna și să se spere și să zică nu mă interesează. Deci ăsta e răspunsul. Terapia copiilor ca tine și ca al meu și ca al Danielei nu costă, nu trebuie să coste 4.000 de lei. Deci statul n-ar trebui să cheltuiască triliarde de alea, deci nu mai țin minte ce cifre mi-ai spus, miliarde. Nu asta. Doresc să spun și eu. Îți dau și ție dreptate, dar dacă vrei să aduci interesul, nu trebuie să aduci interesul unei organizații care, dacă dai mai multă putere, poate corupte mai multe domenii. Trebuie să lași poporul, dacă oamenii vor să se dezvolte în aia, oamenii o să facă și o să se întâmplă minunăție. Companiile private mereu au dreptate mai bune. Uite o poveste, care chiar am pățit-o eu, când mă învăț cât de ineficient poate devină sau și cât de eficient poate să fie o companie privată. Am avut din nou, la un moment dat, o resimulare a unui virus periculos în urechea mea dreaptă. M-am dus la un spital de stat, mi-a dat o soluție complicată, ineficientă, deși costa foarte puțin sau deloc. Dar la un moment dat, când s-au zis că nu se mai putea transmerg la o soluție mai bună, m-am dus la o clinică privată, ăia pentru un cost imens, mi-au rezolvat toată problema, am vrut o problemă cu răceau cicatrice în doar 10 minute. Și din cauza asta vreau să spun, asta vreau când există oameni interesați în domeniul ăsta, o altfel să se întâmple. Convinge oamenii, nu o putere care corupe totul. Statul nu are nici care nevoie de rolul ăsta. Și chiar dacă terapia asta de care spui tu ar costa mai puțin, tot ar costa prea mult. Chiar dacă dai 4 dolari pe fiecare cetățean, tot ar aduce costuri intolerabile pentru orice stat din întreaga lume. Foarte simplu este așa. Dacă vrei să se întâmple ceva, convinge oamenii și nimeni la cineva. Eu plătesc taxe și nu o să vreau să mă ajute un om când trebuie statul să mă ajute și să mai pun ceva doctorul ăla de la spital.
spitalul privat care te-a ajutat, de ce nu s-a dus să lucreze la spitalul de sat? Dacă este așa de minunat? Da, dar asta e și problema, că statul nu poate să acopere costurile, nu poate, imposibil. E o minciună. Deci cine te-a învățat a minți? Statul este obligat. Doamnă, vă rog, nu mai vă tratați cu politic, cu incoerentitate politică. Vă rog, autoritate, încercați să înțelegeți punctul meu de vedere. Vreau să spun pur și simplu așa. Statul nu poate, nu are puterea. De fiecare dată când statul se întrocare pentru proiecte în America, au devenit periculoase. De exemplu, în America, guvernul a plătit colegiul pentru toată lumea. A devenit la un moment dat atât de scump că e mai greu să cumpere asigurările lor de sănătate. Inacceptabil de scumpere și se duci la colegiu. Vă spun pur și simplu așa și de vă rog înțelegeți. Toți au fugit la asta pentru că statul nu se poate niciodată acopere sănătate pentru toți, să plătească doctor. Statul își permite să plătească o armată, o poliție, pompieri. Ceea ce e important, să se asigure că țara nu pică străinilor prin forță brută. În rest, totul depinde de om. Pentru că companiile private sunt alea care concurează pentru clienți, care concurează pentru calitate, pentru angajați buni. Statul nu are probleme pentru asta că poate să împrumute cu mai mulți bani. Acele companii să nu pot. De-aia mereu am mers de lucrare cu o companie privată. Și cum companiile au nevoie de opinia poporului și de dorința poporului de a se investi în acel domeniu, atunci au să te domnule minății. Trebuie să convingeți oamenii să o facă. Nu mai cereți această organizație. Că nu faceți nimic care trebuie să ne răutățiți. Și nu e de parcă că statul și Uniunea Europeană, care deja este o unele de birocrație, nu ne ajută deloc. Vă rog, dacă vreți. Mulțumim foarte mult. Oricum, pur și simplu așa, dacă vezi ceva, doar descurcați-vă voi cu poporul și prin donații, dar nu prin stat. Nu se poate. Așa. O să vă permite să vă spun perspectiva lui Mălină câteva cuvinte. Mălină, de curând, a avut o dispută într-o seară cu soțul meu, care spunea în felul următor. Omul este singura ființă de pe fața Pământului care nu are niciun rol în acest ecosistem. Ce aduce el, ce face el, nimic, decât distruge natura și distruge animalele, distruge casa animalelor. Prin urmare, eu dacă aș putea, citesc din Mălin, mâine aș deveni cățeluș. Sunt cei mai simpatici. Așadar, iată, care este perspectiva lui Mălin? Da, și vorbim, bineînțeles, de o sensibilitate aparte. Am să rog acum pe colega mea, Gabriela Denisă, de avea ceva de citit din ceva foarte interesant din carte. Vreau să vă spun despre această carte, să rămân la această carte, că nu este doar un ghid plin de informații. Și că nu doar ne informează, ne structurează informația, ne ajută să ne organizăm și să ne adresăm specialistului sau cum anume să ne facem noi un plan zilnic sau un plan săptămânal sau un plan anual despre cum să ne organizăm viața împreună cu copilul autist. Este o carte foarte bogată în informații și pentru a ne ridica diverse probleme. Ce facem cu copiii frați, copiii sănătoși, frați ai copiilor cu autism? Iar vreau să ajung acasă la Andrei. Îi mulțumim foarte mult pentru că a fost alături de noi, doamna Mariana Hrăbor, și spunem și la mulți ani, pentru că astăzi este ziua dânsei. Îi mulțumim foarte mult doamna Mariana Hrăbor și dau cuvântul în continuare colegii mele ca privat de mis. De ce am vrut să vorbesc acum despre lucrurile acestea? Pentru că în această carte veți găsi și mici provocări, mici fragmente, citate, mărturii ale diverselor persoane cu autism, adulte, cu un autism mai funcțional, care au ajuns să scrie cărți, care au ajuns să se exprime la nivelul societății, probabil așa cum vă face și Andrei Vintor, care au format opinii, oameni cu autism, în alt funcțional, care sunt inventatori, cum este și Grandin. Și unul din aceste pasaje care mie mi-au atras atenția în mod special este cel în care Chantal Cecile Chira, autoarea, aflată la masă, la un restaurant,
emoție. M-am întrebat dacă se va uita vreodată la mine cu același interes pe care îl manifesta față de lingură. Eu cred că este o mărturie mai mult decât mișcătoarea unei mame cu un copil de câțiva ani și ori lângă ea, care ajunge până la urmă să formeze un adult artist. Copilul autoarei, Jeremy, este pictor în momentul acesta și s-a integrat oarecum în societate, el fiind non-verbal, deși mama lui a manifestat un interes foarte mare pentru el și bineînțeles că a încercat să-i asigure toate resursele de care a putut beneficia. Acest copil a rămas un adult non-verbal care, în schimb, a scris o carte folosind mijloace electronice de exprimare. Este un adult care nu poate comunica prin limbaj oral, dar care pictează și oferă astfel, din experiența lui personală, oamenilor din trăirea lui subiectivă. Astfel de fragmente care se află peste tot în carte, despre experiența personală, despre subiectivitatea persoanelor afectate de această tulburare, ne vor face pe noi cumva să trecem și prin filtrul nostru interior și prin subiectivitatea noastră, să înțelegem ce înseamnă, până la urmă, tulburarea aceasta de spectru autist prin noi înșine. Și știu că colegul meu va pregăti și un film. Tocmai despre această experiență, despre ce înseamnă să fii o persoană afectată de autism. Și am să vă rog să urmăriți această proiecție și ulterior să citiți măcar să câteva fragmente din această carte, tocmai pentru a vă putea identifica cumva cu persoane afectate de...
Gabi spune că nu mai am nimic de adăugat. Da, foarte impresionant acest filmuleț, acest videoclip. Aș vrea să îl mai întreb pe Marius, mă rog, o serie de, întrebări în care ne ducem puțin și spre vârsta adultă. Întrebarea este, dispare TSA-ul, deci tulburarea de spectru autist la vârsta adultă? Ce oportunități există pentru adulții cu TSA? Chantal Cecil Chira, care este un pasionat autor și formator de opinie în domeniul autismului, cu experiență de aproape 30 de ani în acest domeniu, este și părintele unui copil cu autism, deci iată, vorbește nu doar din punctul de vedere al specialistului în autism, dar și din punctul de vedere al lui părinte. Și ea, cartea fiind foarte bogată în cazuistică, există cazuri de TSA diagnosticate târziu în viață, după cum se precizează în carte. Cum se pune problema în astfel de asociații, în astfel de ONG-uri, în condițiile în care finanțarea, aia care este puțină, merge în special către programele ce vizează mai degrabă copiii decât adulții? Să plecăm cu prima întrebare, dacă autismul se vindecă, nu se vindecă, spunem se ameliorează în anumite cazuri, deci nu toate, până la un nivel de funcționalitate la care poate cu o persoană respectivă să aibă familie, să aibă un loc de muncă, dar neapărat protejat de persoanele din jurul lui. Pentru că am stat de vorbă cu mai multe persoane cu autism, e foarte interesant să vezi cum gândesc, cum analizează. Și dat este că majoritatea acestor persoane tind către facultatea de filozofie. Și vedeți, ei, majoritatea cu care am stat de vorbă adulți cu autism prin masterul de filozofie. Cu cei trei adulți cu autism cu care am stat de vorbă terminaseră câte două facultăți, una dintre ele filozofia, neapărat. Și unul dintre ei, de pildă, spunea că nu poate să-și găsească, avea peste 30 de ani, nu poate să-și găsească un serviciu, că nu se poate organiza să ajungă la timp la un interviu. Deci o abilitate simplă. Mircea, un alt adult cu autism, spunea, am terminat unul dintre cele mai bune licee din țară, toți colegii mei sunt la NASA, am terminat o facultate de cibernetică, o facultate foarte grea, am fost profesor universitar, lector universitar, am 42 de ani și dacă mâine părinții mei ar muri, eu nu știu să mă născut singur în casă. O persoană foarte funcțională, foarte carismatică, care îți povestește foarte multe, cel mai bine am înțeles cum funcționează aceste persoane cu autism văzând un documentar pe Discovery arătând un RMN funcțional cu scanarea creierului în timp ce sunt puși să facă o activitate. I-a dat o activitate foarte complexă, un calcul matematic foarte complex persoanei respective și l-a făcut imediat și s-a înroșit o mică bucățică din creier. Mircea Paucă, adultul acesta cu autism de 42 de ani, chiar spunea, eu funcționez pe lungături și scurtături. Deci aceasta este acea scurtătură pe care și-a creat-o el. Și în acel termen funcțional, s-a dat la un moment dat adultului să diferențieze trei obiecte foarte uzuale de pe masă. A reușit să facă lucrul ăsta, dar i s-a înroșit tot creierul. E ca și cum să vă explic plastic, ca să aprindem lumina în această cameră, ar trebui să ne ducem vreo trei stăzi puțin mai încolo. Deci aceste persoane au reușit să devină funcționale, dar printr-o cantitate de efort foarte mare. De pildă Mircea nu se uită în ochii tăi când vorbește și l-am întrebat, poți să faci lucrul ăsta? A zis că da, dar mi-aș solicita creierul foarte mult, îmi solicită foarte mult efort. Și ei spuneau ceea ce am observat și noi, că nu pot înțelege acest limbaj mimico-gestual, aceste sarcasm în general, aluzie, aberațiile, acest limbaj prin care noi transmitem foarte multe informații. Eu pot să-ți comunic verbal ceva, dar tu îți dai seama din gesturile, din mimica mea, că de fapt transmit cu totul și cu totul alt mesaj. Exact aceste mesaje nu le pot
nu le pot înregistra și de aceea sunt foarte ușor supuși bullying-ului în școală. Am și eu copii în școală și știu cum copiii, din păcate, în ziua de astăzi nu știu să fie empatici, tocmai datorită acestor gadget-uri de care vă spuneam. Deci eu am descoperit că acest autism virtual de pildă apare, a apărut și a crescut incidența foarte mult pentru că în 2012 s-a întâmplat un lucru. Au apărut telefoanele mobile cu Android și tabletele. Și a apărut tehnologia 4G. Deci dintr-un televizor pe care îl aveai doar în sufragerie sau în dormitor, dintr-o dată copiii au acces nelimitat, oricând, oricum și în orice locație. Da? Acest consum excesiv de mediul virtual îl duce pe copil într-o lipsă de interacțiune socio-umană și în felul acesta ei nu știu să mai empatizeze. Și vedem o chestie generală. Copiii din ziua de astăzi, noi când iese filme din clasă și clasa 4-a, dacă a căzut o geacă în ușă a unui coleg, calcă pe ea, n-au nicio treabă. Da? N-au nicio reacție. Cred că dacă ar fi căzut un coleg, calcă pe el și plec mai departe. Și sunt copii tipici. Deci empatia a scăzut foarte, foarte mult. S-ar putea ca toți, în scurt timp, pentru că și noi, adulții, de multe ori suntem dependenți de aceste gadget-uri, să ne autizăm cumva, tocmai datorită acestui consum. Și a doua întrebare era legată de serviciile oferite pentru adulții din România. Din câte știu eu, există un singur ONG în Timișoara, vorbesc de un ONG mare, care oferă servicii pentru 10, poate sute de persoane, se numește Fundația Pentru Voi. Altele ONG-uri sunt doar ONG-uri mici și locale. Aici e o problemă mare, pentru că la noi incidența autismului a crescut după anii 2000 și deja vedem că acești copii diagnosticați în anii 2000 deja au ajuns adulți, au ajuns la 18-20 de ani și din păcate nu există servicii integrate, ar trebui să fie ateliere protejate, servicii integrate, să le oferim un loc de muncă la nivelul la care e măcar terapie ocupațională, să-i ținem ocupați. Pentru că, inclusiv pentru noi, adulții, în momentul în care ieșim la pensie de multe ori, avem probleme că din acel mediu activ, social, dintr-o dată ne rupem de această legătură socială și cu toții, până la urmă, avem nevoie să interacționăm unii cu alții. Deci, cred că, cel puțin în domeniul adulților, avem o problemă mare, dacă în domeniul copiilor mici și sunt multe ONG-uri de pildă care nu primesc copii decât până în 7 ani, tocmai pentru că merg pe recuperare și integrare în învățământ. Și aici chiar aș putea să o contrazic un pic pe Manuela, să spun că serviciile oferite în România, din punctul meu de vedere, sunt mai calitativ decât serviciile oferite de afară și tot datorită structurii socioeconomice de la noi din țară. Noi nu avem decât două tipuri de servicii pentru copilul cu autism, învățământul de masă, învățământul special. Ambele nu sunt funcționale pentru copilul cu autism. Și atunci noi, în general, vorbesc din punct de vedere al terapeutului, tragem de acel copil pentru a-și dezvolta potențialul maxim. Afară, orice nivel de dezvoltare ar avea copilul, există centre și niciodată nu trag la nivelul maxim de dezvoltare al copilului. Da? Am avut specialiști din Anglia, am avut specialiști din America, am avut și lor mi se părea că mulți din copiii noștri din centru nu mai au autism. Păi nu i-a să ajut acum câteva luni sau acum câțiva ani în spate. Da? Tocmai pentru că ei au servicii, la orice nivel de dezvoltare al copilului, ei au servicii și atunci merge în serviciul ăla, atâta poate copilul, merge în serviciul ăla și acolo îi oferim terapie ocupațională, ocupăm puțin, dar nu tragem la capacitatea maximă a copilului respectiv. Mulțumesc. Vreau să mai spun ceva? Dar foarte scurt, foarte scurt. Despre teoria cu smartphone-urile. Tehnic vorbind, sunt de acord și cu asta. Pentru că de multe ori, înainte de clasa de când ar fi să popular asta pe Facebook, dacă vreți să faci ceva, ceva de grup, te trebuie cu colț al școlii sau al clasei și mor mai în șoapte ce vreți să faci. Acum nu se poate, mă nepune ce rău când toată mi-am putea să descarc mai mult social media și pot să comunic cu copiii din clasă, când pot să fac același lucru, printr-o conversație prin telefon, se la sură, șoapte, puncte, suni, sau te duci la școală și vorbești cu el. Ceva ce nu mai poate. Și de fiecare dată când merg la școală, mi-e imposibil să nu văd majoritatea copiilor din clasă, printre ei și eu, că n-am ce fac altceva, cu ochii telefon. Intru cu ochii pe Facebook, intru cu ochii pe jocurile de pe telefon, că altfel mă fie să demor la școală. Pentru că n-am altceva de făcut decât să-l dau să aștept să se termine. Și de asta.
Aș vrea să pun o limită la social media, să folosesc internetul doar pe scopuri financiare productive și metal productive. Ca să fie un bine, nu un pericol cum e acum. Îți mulțumesc mult, pot continua, toată lumea să facă să revină la treabă. Da, a fost un copil cu totul și cu totul deosebit. Mi-a fost dat în această seară să-l avem alături de noi și nu cred că aș spune mult. A fost așa ca un fel de lecție de viață pentru toate informațiile pe care el le-a oferit și debitul verbal și gândirea oarecum logică și tot. Da, deci extraordinar. Se poate. Aș vrea să, pentru că ne apropiem de fiere, un eveniment lung, deci cred că două ore în capăt, dar cred că a fost un eveniment o seară agreabilă, o seară plăcută, o seară în care cu toții cred că am învățat foarte multe lucruri. Am acumulat, bineînțeles, foarte multe informații de la invitații noștri și aș vrea încă o dată să vă mulțumesc dumneavoastră celor prezenți, părinților care au venit din partea asociațiilor, de asemenea și invitaților noștri, Marius Todor Zafir, coordonatorul Centrului Sfântul Mihai pentru Copiii cu Autism, Daniela Borului, psiholog, psihoterapeut, am mai spus fondator și președinte al Asociației Help Autism, Atâța Manuela Verăbor, colega mea Gabriela Denis, coordonatoarea colecției Paretaus de la editura Herald, Diana Zanfir, de la Evolution Center, fetele de la AIPA, Asociația pentru Intervenție Precoce în Autism și AITA, Asociația pentru Intervenție Terapeutică în Autism și doamnei Mihaela Stan, președintele Asociației Puzzle România și lui Andrei, bineînțeles. Nu în ultimul rând, gazdelor noastre, Cenăria Cărturești Verona, ne găzduiesc cu drag de fiecare dată când avem evenimente frumoase. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare o seară foarte plăcută.